Vă invit să vă ridicați, dând cinste cuvântului Sfânt, să deschidem Cartea Sfântă Biblia la Cartea Judecătorii, capitolul 14, începând de la versetul 1 la 9 inclusiv, pagina 277, în versiunea Dumitru Cunilescu a Bibliei, Judecătorii, capitolul 14, versetul 1 la 9 inclusiv. Samson s-a coborât la Timna și a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. Când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său și mamei sale și a zis, Am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor, luați-mi-o acum de nevastă. Tatăl său și mama sa i-au zis, nu este nicio femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru de te duci să-ți nevastă de la filisteni, care sunt netăiați în prejur. Și Samson a zis tatălui său, ia mi că ce-mi place. Tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta venea de la Domnul, căci Samson căuta un prilej de ceartă din partea filistenilor. În vremea aceea, filistenii stăpâneau peste Israel. Samson s-a coborât împreună cu tatăl său și cu mama sa la Timna. Când au ajuns la viile din Timna, iată că i-a ieșit înainte un leu tânăr, mugind. Duhul Domnului a venit peste Samson și fără să aibă ceva în mână, Samson a sfâșiat pe leu cum se sfâșie un ied. N-a spus tatălui său și mamei sale ce făcuse. S-a coborât și a vorbit cu femeia aceea și ea i-a plăcut după câtva timp, s-a dus iarăși la timna ca să o ia și s-a bătut să vadă hoitul leului. Și iată că în trupul leului era un roi de albine și miere. A luat mierea în mână și a mâncat-o pe drum și când a ajuns la tatăl său și la mama sa, le-a dat și au mâncat și ei din ea, dar nu le-a spus că luase mierea aceasta din trupul leului. Până aici cuvântul din Cartea Sfântă Biblia, haideți să ne îndreptăm cu credință spre Dumnezeu și cu cerința ca Duhul Domnului să fie în continuare prezent peste. Ne rugăm cu toți. O, Doamne, suntem înaintea prezenței Tale și îți mulțumim pentru Harul Tău cel Măreț, Doamne. Avem așa de mare nevoie de Duhul Tău, Doamne, de puterea Ta, de Harul Tău, Doamne. Avem nevoie, Doamne, ca numele Tău cel măreț să se arate peste noi, Doamne. arată ni Doamne, ca un biruitor, ca un Dumnezeu tare, Doamne. Ca un părinte al luminilor în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Avem nevoie de Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Avem nevoie de lumina care coboară de la Tine, Doamne. Avem nevoie de acel cuvânt care să fie pentru noi Duh și viață, Doamne. Vrem puterea din partea Ta să ni se arate, Doamne, Dumnezeule. Vrem Duhul Tău cel Sfânt să ne vorbească, Doamne. Avem nevoie de Tine, Doamne. Recunoaște că fără de prezența ta, Doamne, fără de Duhul tău cel sfânt, nu reușim în lumea aceasta să ieșim biruitori, Doamne. Și nu vrem să fim, Doamne Dumnezeule, confundați cu lumea aceasta, Doamne. Nu vrem să ne pierdem în valurile acestei lumi atât de învolburate, Doamne, într o lume atât de păcătoasă, Doamne. Vrem să ne dai lumină, Doamne. Vrem să ne faci niște felinare care să ardă pentru gloria ta. Vrem să faci din noi, Doamne, niște torțe vii care să ardă pentru tine, Doamne. Vrem să ce mesajul etale mai departe, Doamne. Vrem putere evangheliei tale din nou și din nou. Să ne-i se arate într-un os supranatural, Doamne. Arătați slava ta în seara aceasta, Doamne. Vorbește-ne, Doamne. Atinge-ne, Doamne. Binecuvintează-ne, Doamne. Mâinile tale sfinte să fie întinse peste noi. Alleluia, gloria e-ți e slavă numele tău, Doamne. Glorie-ți e în veci. Amin. Ce potregu parolele Așa cum spunea fratele păstor, am avut binecuvântarea să fim cu dumneavoastră și au trecut foarte repede aceste zile pentru că ne-am simțit foarte bine cu dumneavoastră ca biserică, cu toți ceilalți cu care am fost împreună și vrem ca binecuvântarea Domnului Isus Hristos să fie manifestată peste fiecare dintre dumneavoastră și puterea Domnului să fie arătată într-un mod pregnant. Și dacă Dumnezeu va voi să mai venim, când venim să nu mai încăpeți în biserică. Amin? Adică toți copiii dumneavoastră să fie mântuiți, să fie salvați, să nu mai există locuri aici și Domnul să aducă oameni dintre românii, care am înțeles că sunt câteva mii, poate chiar peste 10.000, care sunt aici în pert, Domnul să aducă mântuire. Doriți lucrul acesta? Să lucreze Domnul cu putere, pentru că Dumnezeu poate. Vedeți, suntem în fața unui text biblic pe care trebuie să-l uh, interpretăm corect, trebuie să fim foarte atenți la acest pasaj. Observăm maniera în care bărbatul acesta, pe nume Samson, efectiv și-a pus ochii pe o fată, uh, în mod normal nici măcar n-avea voie să ajungă să o vadă. Uitați-vă cum a ajuns să o vadă, spune versetul 1, Samson s-a coborât. Întotdeauna când cineva derapează, coboară. El nu s-a coborât doar din perspectiva reliefului, s-a pogorât în primul rând spiritual. Întotdeauna când ajungi să cazi și să admiți pentru viața ta un lucru care nu e biblic, care e păcătos, faci un pas înspre asta. Căderea unui om nu vine dintr-o dată. Există niște pași care sunt parcurși. Uitați-vă cum Biblia spune, Samson s-a coborât la timna. Exact cum verset mai înainte spune Biblia, spațiul pe care l-a arătat Dumnezeu, l-a așezat Dumnezeu și zona în care Dumnezeu i-a dat voie să se miște. Și ascultați ce spune Biblia. Și Duhul Domnului, versetul 25, a început să-L miște, dar nu l-a mișcat oriunde. Ascultați că există niște granițe, Mahane, Dan, Torea și Eștaol. În momentul în care Samson a coborât din zona aceea în care a hotărât Dumnezeu să-l folosească, deja a mers pe drumul greșit. Samson s-a coborât. Așa că am un sfat pentru tineri, nu cumva să vă coborâți. Nu cumva să vă permiteți un singur pas înspre păcat. Uitați-vă că pasul numărul unu a coborârii, a părăsirii locației unde e prezent Dumnezeu, l-a determinat să facă pasul doi. Și spune Biblia, când a ajuns la timna, a văzut. Întotdeauna când din perspectivă mentală, din perspectiva conștiinței care te mustră, zici, oh, nu-i chiar așa, las e ok. Și-ți permis să vezi, nu o să te oprești niciodată acolo. Decât dacă te, o, te hotărăști și spui lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mă și eliberează-mă și ajută-mă să mă zmul din traseul ăsta în care cobor pe topogan spiritual înspre drumul interzis. A văzut acolo o femeie din fetele filistenilor și Biblia spune așa, când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său și mamei sale. Și ai fi zis, mă, e un băiat care comunică cu părinții. Ce bine, foarte bine că comunică decât să comunice doar cu strada, cu echipa, cu, da, cu prietenii și așa mai departe. Bărbatul ăsta, bă băiatul ăsta, că încă nu era căsătorit, are curaj să comunice cu tata și cu mama. Dar ascultați ce percepție are Samson și zice așa. Am văzut la timna o femeie și el e conștient cine e fata asta, din fetele filistenilor. Samson nu are iluzii. Samson nu se află într-un moment mental în care să nu deosebească evrei de filistence. El știe din fetele filistenilor. Dar ascultați cum gândește în sistem de marketing și de a trăi clipa. Luați-mi-o când? Acum. Are gândirea prezentului, trece clipa, nu mă interesează. Nu-mi pasă de consecințe, nu-mi pasă de ce urmează. Nu contează că voi suporta un an, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40 de ani suportă unii oameni pentru că au luat o decizie greșită înainte să se însoare. Nu-i pasă. luați mi acum. Vreau să trăiesc clipa. Care e argumentul tău? De ce vrei să-ți o luăm de nevastă? Îmi place cum se roagă. Așa au zis zis Samson. Îmi place cum cântă fata asta. Îmi place că am auzit care pe săptămână o zi de post. Îmi place că mi-am dat seama că deși dintre nu-i place printre filisteni și vrea să intre între evrei. Așa a zis? Nu. Îmi place. Când plăcerea guvernează oamenii, trăim într-o societate în care oamenii spun nu-ți mai place? nicio o problemă, frate. Nicio o problemă. La o casă de la liceu, dacă bine reținerea clasa 11, o clasă mai colorată confesională, adică avea uh, elevi din diverse religii, nu doar penticostali sau baptiști, i-am pus să voteze, într-un fel, la ora de religie, le-am dat voie să-și pună părerea. Am creat pe tablă două coloane, în stânga da și în stânga nu. Da sau nu pentru despărțire, pentru divorț. Și am zis, puteți spune ce vreți voi. De data asta nu vă cuantific prin note. Nu vă dau nici plusuri, nici minusuri, nici note mici, nici note mari, nimic nu vă dau. Vă promit că nu vă calific deloc. Nu vă dau niciun feedback prin notare în catalog. M-am înfiorat să văd cum gândesc adolescentele de 15-16 ani. M-am înfiorat. Zicea câte o fată, păi dacă nu mai este suficient de frumos și îți găsești altul? care e problema? Zicea că e un băiat, păi dacă fata nu e mai suficient de atentă cu mine și nu face exact ce vreau eu, îmi alta care face exact ce vreau eu. Și toți și-au spus răspunsurile pe coloana cu da. Și-au pus răspunsurile. S-au ridicat unii care aveau frică de Domnul și aveau o relație deja cu Dumnezeu, erau născuți din nou și au zis, domn profesor, nu scrie cumva în Biblie că Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie? Și am scris răspunsul, pe coloana cu nu, nu pentru despărțire. S-au ridicat alții care au zis, nu scrie cumva în Biblie că dacă ai zis da, trebuie să-l ții și juruința pe care ai făcut-o înaintea lui Dumnezeu trebuie să o ții până la finalul vieții? Și am scris. Și pe toate coloanele, pe amândouă, mai precis, și pe da, și pe nu, fiecare și-a dat părerea. A fost un răspuns liber. După ce s-a umplut tabla, m-am uitat la toți, indiferent ce au răspuns. Și am zis, vă rog frumos să căutați pe coloana cu da pentru despărțire, cuvântul Dumnezeu, Domnul Isus, Biblie. S-a uitat cu ochii larg deschiși și au zis, domn profesor, nu există pe coloana cu da pentru divorț Dumnezeu. Nu există Biblie. Nu există Isus. Și așa zis, vedeți, dragii mei, întotdeauna când în mintea voastră vă permiteți învățăturii care sunt probabil contemporane, care sunt pe placul vostru și pe baza plăcerilor voastre trecătoare, temporare, tinerești, de adolescenți, de tineri, de ce vârstă aveți? Țineți minte, de acolo lipsește Dumnezeu. Noi ne rugăm în această seară, din viața noastră să nu lipsească Dumnezeu. Din trăirea noastră să nu lipsească Dumnezeu. Din gândirea noastră să nu lipsească Dumnezeu. E momentul în care Samson îl pune pe Dumnezeu undeva departe. Când Dumnezeu a zis, Samsoane, ai grijă, dul, Domnului te mișcă într-o zonă, într-o arie în care El a hotărât să te miște. Nu poți să faci ce vrei cu viața ta. Nu poți să privești oriunde. Nu poți să te duci oriunde. Nu poate să-ți placă orice. Din perspectivă umană, firii tale pământești o să-i plac anumite lucruri, dar imediat trebuie să se activeze mintea ta spiritual vorbind, creierul tău, rațiunea ta, dependența ta de cuvântul lui Dumnezeu, de Biblie, și să spui radical, nu, nu plăcerilor păcătoase, nu păcatului. Samson nu face asta. Dumnezeu îi trimite un avertizament prin tata și prin mama. Și tata și mama sunt doi oameni radicali. Sunt doi oameni care au avut întâlnire cu Dumnezeu. Sunt doi oameni care au avut prezența îngerului în casa lor. Nu fac rabat de la principiile biblice. Și ascultați ce zic tata și mama. Tatăl său și mama sa. Interesant că nu zis unul împotriva altuia. Că de foarte multe ori ușa deschisă pentru un copil pe care poate să meargă să se înălogească este pentru că tata zice într-un fel și mama zice altfel. Și știți ce se alege copilul? ce convine din ce zice tata și din ce zice mama? Dacă nu sunt de acord, copilul alege ce îi place lui. Dar acești părinți exemplari, amândoi au zis, nu, nu suntem de acord cu asta. Dragi părinți, am să vă spun ceva de la Duhul Sfânt. Indiferent cât veți pierde în viața de familie, niciodată să nu ziceți da la ce vă biblic? Nici măcar din simpatie, din indulgență, din dragoste, din bunătate, din să nu cumva să se supere. Ascultați-mă! Copiii dumneavoastră știu ce ar trebui să ziceți. Copiii dumneavoastră știu ce ar trebui să ziceți. Și când el se află într-un moment de vulnerabilitate, și tu nu ești acolo radical, stâlp ca preot în casa ta, bărbate. Că așa te-a creat Dumnezeu să fii în familia ta, să fii vertical și radical în principii. Când ai zis, oh, e ok, am închis un pic ochii să nu știe nimeni, deja i-ai dat putere unui duh rău care îți atacă copilul în momentul în care el este foarte vulnerabil. Foarte vulnerabil. Amândoi părinții zic, nu. Și pun întrebarea asta, nu este nicio femeie dintre fetele fraților tăi și în tot poporul nostru de te duci să-ți iei nevastă de la filisteni care n-au armat așa puternică ca noi, așa au zis? Nu. Știți care e argumentul părinților? Fata asta nu-i mai puțin inteligentă decât tine, nu-i mai urâtă decât evreicele, nu-i mai slabă de minte, nu are bani mai puțin, nu creditele îi sunt mai mari la bancă și interesul, nu. Am să-ți spun ceva, fata aceasta nu are legământul cu Dumnezeu. Este dintr-un popor pentru care Dumnezeu nu-și dă credit și pentru care Dumnezeu nu permite evreilor să aibă legături familiale de mariaj cu astfel de fete. Semnul legământului pentru evrei era tăierea împrejur. Nu sunt aici ca să vă dojenesc departe de mine gândul ăsta. Sunt aici să vorbim adevărul lui Dumnezeu sunt aici să învățăm și împreună să stăm la dispoziția lui Dumnezeu, că peste fiecare dintre noi bate din când în când un moment de indulgență nebiblică în care vrem să zicem, oh, e ok, lasă, e regulă, lasă, să nu știe nimeni. Și lasă lasă, să nu știe nimeni, ăla creează un monstru un pruncul tău, în băiatul tău, în fata ta. Și mai faci asta odată și încă o dată și copilul tău îți găsește o sensibilitate, un domeniu, știi cum să te ia și te învârte pe degete și face ce vrea. Dai grijă, răspunzi. Dacă dai răspunsuri nebiblice, răspunzi. Întotdeauna când răspund, indiferent cine îmi pune întrebarea, răspund biblic. Pentru că vreau să am liniște, că atunci când îmi pun capul pe pernă, dorm liniștit. Și să nu cumva vreodată să-mi să, zice, să strige Duhul Sfânt în ureche și să spună, vezi, cu tare familie, din cauza ta s-a că ai fost indulgent. Că ți-ai permis să zici ceva ce nu era din Biblie. Tata și mama au zis, ai grijă băiete, nu-i permis așa ceva. Și ce zice Samson? Samson a zis tatălui său, ia mi eu, că ce-mi place. Și parcă te uiți la versetul 4 și zici, Doamne, și Dumnezeu închis ochii, mă. Că și Dumnezeu a zis, nicio problemă, lasă că e în regulă. Să fie asta adevărul? Sunt oameni care zic, o, păi Dumnezeu mi-a zis. Există oameni care pun prorocia, așa, ascultați ce zic unii. Mi-au zis, domnul, printr-un proroc, că am voie să divorțez bă, frate. Revinoți. Singura prorocie care trebuie să fie primară, numărul unu în istorie, e Biblia. Amin. Amin. Dacă vine un proroc și se ridică și face minuni și zice cuvântul Domnului, dacă va veni și va spune că se sfărâmă o, o națiune întreagă, că se uscă un râu, că se transformă ceva dintr-un ocean și să se întâmple, și a zis el și după aceea zi vine și zice Haidem, să mergem după Dumnezei străini, Dumnezei pe care voi nu-i cunoașteți din lege, să nu-L credeți, a zis Dumnezeu. Eu, Domnul, vă pun la încercare. Noi nu avem voie să luăm, așa zise, mesaje profetice și să le punem deasupra Bibliei. Mă mai sună câte o persoană și îmi zice, frate, îmi dai pe cineva care e vas al Domnului. Mă sunare mai recent, nu, nu foarte recent, un bărbat și mi-a zis, nu știu pe cineva care e vasul Domnului. Și Domnul mi-a zis să-l întreb, sunteți căsătorit? Și zice el, nu. Dar aveți copii? Întrebare de așa că nu pare logică, știți? Și au zis, da, am doi copii. Dar unde e nevasta dumneavoastră? Păi să vedeți că noi trăim în concubinaj. Păi tu cum mergi să întrebi Domnul, mă, omule? I-a zis, Domnul îți spune din Biblie, luni dimineața la ora 8.00, să te duci la biroul de la primărie și să vă căsătoriți civil, să aveți certificat de căsătorie. Asta e la biblică. Nu mai întreba pe Domnul pentru asta. Că tu ai prunci deja, frate. Sau bărbate, că frate nu pot să spun trebuie să fim bibliști trebuie să fim cu Biblia în brațe dimineața și seara și ce nu scrie în cartea asta să nu ascultăm dar tot ce scrie în cartea asta să fie literă de lege pentru noi o să vă spun ceva dacă nu vom face asta nu vom rezista în viitor singura noastră șansă de protecție este când ne așezăm sub sângele lui Isus Hristos și sub puterea cuvântului Domnului nostru Isus Hristos și poporul Domnului zice amin lucrează, Doamne, pentru azi. Să înțelegem versetul 4. Tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta venea de la Domnul. Și acolo există două puncte în versiunea Dumitru Cornilescu și virgula aceea are sens, nu-i problemă. Și urmează explicația. Întotdeauna când urmează un căci, da? înseamnă pentru că. Adică de ce era așa? Și Biblia zice așa, căci Samson căuta un prilej de ceartă din partea filistei. Nu Domnul căuta. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că Samson, dacă citim, ca să înțelegem mai ușor versetul, putem citi așa. Samson căuta un prilej de ceartă din partea filistenilor, de aceea Domnul a îngăduit această legătură. Adică Domnul i-a spus prin i-a spus foarte clar, răspicat, este interzis, Samsoane, să te însori cu o fată dintre fetele filistenilor. Literă de lege. Ce a zis Samson? Eu caut o metodă prin care să intru în duel, în luptă cu filistenii și singura mea metodă logică este dacă mă însor cu o fată de-a lor. Eu vă întreb, putea Domnul să-l facă biruitor împotriva filistenilor fără ca el să se însoare cu fata asta, da sau nu? Da sau nu? Ai ridicat mâna în sus cine crede că da. Ok, cine nu ridică mâna nu e atent, l-am prins pe câțiva, dar ați înțeles ideea. Adică Dumnezeu nostru e tot puternic. Ce vreau să spun cu asta? Asta înseamnă că noi nu trebuie să acceptăm un păcat în viața noastră, pentru că Dumnezeu închide ochii un pic și Dumnezeu după aceea face o minune. Nu! Noi trebuie să fim corecți, biblici și radicali din perspectiva Scripturii. Cine crede ca mine să zic amin, amin, lăudat să fie Domnul. Nici o legătură cu păcatul. Nici o legătură cu lumea. Încerc de o vreme să explic cuiva, nu-i din zona asta, din altă parte a lumii, și să-i spun foarte clar, mă, prietene, băiete, ascultă-mă ce spun. Îți este interzis să te gândești că te vei însura, te vei căsători cu o fată care n-are încă botezul în apă. De ce? Pentru că Biblia spune, unul Corinten spune foarte clar, nu este nicio legătură. Și dacă nu este, n-are cum să fie. Și nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Problema nu e că e de altă religie, problema nu e că e din altă zonă, problema nu e că e de altă culoare a feței, care are altă culoare la ochi, nu asta e problema. Problema e că nu este credincios, nu are o relație reală cu Dumnezeu. Și căsătoria, Biblia spune, trebuie să fie în Domnul. Dacă nu e în Domnul, nu e biblică. Nu contează din ce nației, ei, nu contează vârsta exact, nu contează detalii de genul. Trebuie să fie în Domnul. Credeți ca mine? Ziceți amin. Lăudați să fie Domnul. Doamne, ajută-ne să respectăm principiile tale. Ne uităm în această seară la Samson și pe lângă greșelile mari pe care le-a făcut el, o să vedem că la un moment dat a fost biruitor. Spune Biblia, mergea pe vedere. La ce se gândește un băiat când vrea să se însoare? Hai băieți însurați, gândiți-vă. Eu când trebuia să mă căsătoresc cu Alexandra, nu știu cum să vă explic, nu mă gândeam la nimeni altceva decât la ea. Vă ați înțeles? Deci, asta era gândirea mea, eu vă spun sincer, da? Să nu vă imaginați că Samson să gândea la avioane, da? La elicoptere, cum să facă aeronavele. Stați liniștiți. El mergea pe vedere și avea o întrebare în minte. Dacă părinții mei nu vor accepta-o deloc? Adică se gândea la viitoarea soție. Și când se gândea la viitoarea soție, dintr-o dată i apare un, un leu. Ce ați face dacă pe ușa asta, nu știu cum ar putea intra, ar intra un leu. Vă spun eu ce aș face prind un microfon de la portabil, sper că cine e la stație îl vede care e, da? Și fug. Fug pe ușa care îmi prind prima. Și din parcare, și dacă stau o mașină, vă predic. Deci nu sunt scăpați de predicat. Stați liniștiți de asta. Dar eu nu stau aici să spun eu, scaleb, nechifor, n-am nicio problemă, eu nu mă tem de lei. Trebuie să fii sincer, că dacă ar intra aici un leu în carne și oase, nu știu dacă ar mai rămâne careva pe aici. înțelegeți? Noi imaginați-vă că în timp ce se gândește la căsătorie, la viitoarea familie a lui, la viitoarea lui soție, la cea de care îi place, dintr-o dată îi apare un leu. Și vreau să vă spun ceva. Întotdeauna, dușmanii dumitale sau ai tăi, dacă ești mai tânăr spiritual, vor apărea în viața ta în momentul în care te aștepți cel mai puțin să apară. Parcă nu are nicio logică, spune Biblia. Samson s-a coborât împreună cu tatăl său și cu mama sa la Timna. Când au ajuns la viile din Timna, iată că i-a ieșit înainte un leu. Mergea și traseul lui era marcat de o vie. Ce ar trebui să fie într-o vie? Răspundeți-mi, vă rog. Ce ar trebui? Ce? Struguri, nu? dacă nu măcar frunze, viță de vie. Și imaginați-vă că merge concentrat la viitorul lui. Și dintr-o dată se mișcă o frunză din vița de vie și apare dita mai un leu. Știți de ce? Dușmanii noștri spirituali ne vor apărea în viață din locul de unde ne așteptăm cel mai puțin să ne apară. N-are ce căuta conform logicii într-o viță de vie un leu. Și uitați-vă că a apărut de acolo. Biblia zice, a ieșit un leu, așa bolnav, bătrânel, abia să mișca săracul, da? Așa schimb Biblie. Cum schimb Un leu tânăr. De ce era leu tânăr? Pentru că și Samson era tânăr. Pentru că întotdeauna dușmanii tăi spirituali ca ai mei, deopotrivă, vor fi compatibili cu vârsta dumitale. Vin oameni mai în vârstă care spun, frate, eu nu mai am probleme, eu sunt perfect, eu sunt aproape de îmburdat în rai, n-am nicio problemă spirituală. Să ăștia tinerei au probleme. Și îi spun, ai grijă că te minți, te auto înșeli. Dacă ești tânăr, le ui tânăr. Dacă ești mai în vârstă, le e mai în vârstă. Dacă ai într-un domeniu o vulnerabilitate, un, un spațiu, o gaură în inima ta unde nu funcționează bine lucrurile, un domeniu în care nu e ok ce se întâmplă, acolo unde ești mai slab, acolo te atacă dușmanul spiritual. În locul unde ești cel mai puțin securizat, cel mai puțin înarmat, exact acolo vine să te atace. Cum vine leul? Cu gura închisă perfect, da? Așa scrie în Biblie. A venit mucind. Pentru că dușmanii tăi spirituale au această strategie de a veni într-o manieră în care să te intimideze. Vrea să-ți blocheze mintea prin frică. Când un om e atacat de frică, nu mai poate gândi normal. Nu mai poate raționa normal. Reacționează în funcție de ce îi se întâmplă în jurul lui și în funcție de mecanismul prin care poate să se opună acelei stări sau acelor elemente care aduc frică. Nu mai gândește normal. Asta e motivul pentru care un om când se teme tremură. Ăsta e motivul pentru care un om când se teme nu mai reacționează normal. Dacă un om are un atac de panică în timp ce conduce mașina, s-ar putea în loc să accelereze, să frâneze. De ce? Nu mai poate să lase rațiunea să funcționeze normal. Dușmanii tăi spirituali vor veni în viața ta să te atace ca să-ți distrugă sistemul cognitiv de gândire. Să nu mai reacționezi nici măcar conform rațiunii. Să faci lucruri alarmante împotriva logicii uneori. N-ați observat că oamenii care au intrat pe terenuri spirituale periculoase și în păcate grosolane, nici măcar nu mai gândesc? Te întreb, ce o să întâmplat cu ăsta, mă, și au pierdut creierii? Ce-o pățit? Că nici logica parcă nu-l mai ajută. Da, dușmanul lui spiritual l-a intimidat. O să ne uităm în Biblie în această seară și o să observăm că cei mai mari oameni ai Bibliei, toți au avut de luptat cu leii lor. Pentru că o să-mi spuneți în seara asta, frate, care ce ai cu leii? Ce suntem la zoo? Ce se întâmplă aici? Nu. O să observați că dușmanii spirituali sunt foarte ușor de asemănat cu leii fizici, în conformitate cu Biblia. Dăm câteva pagini și ajungem la 1 Samuel, capitolul 17. Pe munții aceia au ajuns mari, mari probleme în Valea Telebinților au ajuns evreii să fie blocați de 40 de zile între un dita mai goliatul care vine și strigă la orizont să le spargă timpanele și să le arate cât de slav sunt. Și a zis, dați-mi un om! Dacă în tot spațiul Ebrai găsiți un singur om care să mă biruie pe mine, noi toți filistenii care stau în spatele meu, zice Goliat, vor deveni sclavii voștri ai evreilor. Dați-mi un om. Tremura de frică tot ce era în Saul împăratul în exercițiu. Toți erau blocați. Nimeni nu mai avea niciun curaj. De 40 de zile, acest om, reprezentantul diavolului, făcea de minune puterea lui Dumnezeu și armata lui Dumnezeu și poporul Domnului. Și parcă de ei, parcă fără programare prealabilă, parcă luat pe sus, apare un băiețel. Un copilandru e cu păr bălai și fața frumoasă, numele lui e David, și chiar atunci când a venit cu traiștea lui în care a adus de mâncare, de ale mâncării pentru Eliab, când Eliab îi zice, de ce ai venit aici să vezi lupta? O, câți nu sunt care vin să vadă ce mai predică, ce mai vorbește, cum gesticulează. Nimic nu înțelege din predica ta, vede doar atât cum ai mișcat mâinile, atât vede. Asta a rămas în cap, săracul sau săraca. Să vezi lupta când David a venit să-i hrănească pe frații lui. Poate uneori vei trece în momente în care atunci când îi ajuți pe oamenii din jurul tău, te vor tachina, te vor așa, face mărunt, te vor tăia, te vor distruge, te vor calomnia, vor zice cuvinte ironice. Să nu iei în seamă. continuă lupta. Dumnezeul tău are să facă o minune prin tine. Dacă rămâi de partea lui Dumnezeu, și derulează planurile lui. Nu te uita la Eliab, care doar ironizează, care bajocorește, care îți extrapolează anumite defecte ale vieții tale, anumite slăbiciuni, lasă-l să povestească. Fă-te că nu-l auzi. Tu du-te mai departe. Și golea ta apare la orizont și bajocorește o lui Dumnezeu. Și zice David, cine este acest netăiat în prejur? Ascultați că David știe în ce puterea și care e secretul puterii unui om din poporul Domnului. E semnul legământului, e terea în prejur în spațiul ebraic, care înseamnă că Domnul s-a angajat și a promis că va fi cu poporul acesta. Și zice David, Goliat n-are legământul. Mă voi duce și mă voi lupta cu el. Tu? Serios? Te auzi? Saul împăratul în exercițiu zice să vină David, că am auzit că există unul, așa mai micuț, mai interesant, mai nu știu cum, să vină repede în biroul meu, să văd ce argumente are pentru care să-l cred că pot să-l las, să nu las carne de tun. Să nu-i semnezi sinuciderea, că îl omoare, îl strivește între degete ca pe un verme. Ita mai goliatul. Merge David în versetul 34, 1 Samuel 17. Și David zice, robul tău păștea oile tatălui său. Și când un leu sau un urs venea să-mi ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loviam și smulgeam oaia din gură. Dacă se ridicam potriva mea, îl apucam de falcă, zice David, îl loviam și îl omoram. În lupta cu leii, dragii mei, există trei stadii distincte. E momentul acela în care Leul te-a prins de blăniță, de haina ta spirituală. E momentul în care ai comis primul păcat și ți-a așezat ghearele în blana ta și curge sânge din sufletul tău, din inima ta, din viața ta. Te simți depravat, te simți un ultim om. E comis primul păcat pe gratis. E prima țigară din care ai tras, e primul pachet de droguri pe care l-ai consumat. E primul moment în care ai mers cu gașca. Te-a prins Leul în gara lui. Dar există stadiul 2. Că leul nu se mulțumește să sfârșie. Asta e strategia lui numărul 1, să sfârșie. Nu atacă animale, nu atacă oi, miei, mielușei, pentru că nu are ce să mănânce, pentru că e leul. Atacă numai ca să sfârșie. Numai să prăpădească, spune Biblia. Hosul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Asta vrea să facă satan. Să smulgă în stânga oameni, să arunce pe cutare în ea, să-l distrugă pe cutare, să-l nimicească pe cutare, să-i pună pe oameni cap în cap, să-i pună în discordie, în ceartă, în nemulțumire, în o grămadă de stări negative și să nu mai se poată vedea om com și persoană cu persoană. Asta vrea să facă satan. Însă vreau să vă spun ceva. Există un rege care aduce pacea. Există Prințul Păcii care are putere de eliberare. Numele Lui este Iisus Hristos. Lăudați să fie numele Lui. Lăudați să fie numele Lui. Stadiu numărul unu când te-a prins gheara leului, prima minciună, prima jurătură, prima bârfă, primul moment în care ai zis mă, cum am putut să fac asta? Îmi pare rău, regret! mi rușine de mine. Stadiul numărul doi când leul te ia și te duce în gură. Zice David ce mă interesa foarte mult. Era oaia mea. Eu eram cioban la oile tatălui meu, dar simțeam ca și cum ar fi fost oaia mea. Și un singur lucru mă interesa, să-i smulg oaia din gură. Poate există în casa ta și lasă-mă să vorbesc la nivel spiritual și să înțelegi. Poate există cineva pe care l-a prins satana și se află în gura leului, l-a atacat cel rău, l-a prins, l-a, la, la, la rupt, L-a lăsat în sânge, dar apoi l-a luat și l-a dus în gură. Și nu mai face ce vrea. Nu mai mișcă unde vrea. Se mișcă doar cu acele mădulare cu care nu este prins încă de gura leului, de dinții, de caninii lui, de tot ce are leul murdar sfârșitor. Cât de trist să fie prins un om în gura leului. Și câți oameni care erau altădată la casa lui Dumnezeu, care îl iubeau pe Dumnezeu. Te uiți la ei și te întrebi, Doamne, unde? Ce s-a întâmplat cu ei? Și îți dai seama că i-a prins un păcat, i-a prins alt păcat, i-a prins alt păcat. Și când s-au lăsat așa, în acest topogan al păcatului, să coboare mai jos, tot mai jos, au ajuns să fie atacați de gura leului. Vreau să vă spun ceva. Nimeni nu-și poate pune mâna în gura leului. Nici mama, nici tata, nici bunici, nici nepoți, nimeni. Există cineva care poate. Există cineva care rămâne puternică. Și asemenea lui David, care avea capacitate, nu de la el. Cine credeți că-i accelera lui picioarele să prindă un leu? Care dintre noi am făcut un concurs cu un leu și să-l prindem? Și nu numai să-l prindem, să avem curajul să-i facem falca, să-i luăm oaia din gură. Și zice David, după ce-i luam oaia din gură, dacă mi se împotrivia, îl loveam și îl omoram. Dragii mei, cu leul nu te poți juca. Cu dușmanii tăi spirituali nu poți face taclale și povești și glume. Cu păcatul n-ai voie să glumești. N-ai voie să pui mâna la modul figurat pe blănița leului, să spui ce simpatic ești. Mă, ești câine, nu ești câine, ești corcitură, ce ești? Ești o combinație între câine și leu, nu știu exact ce ești, nu. Dacă pe leu, în timp ce ești cu el în luptă, nu-l omori, garantat te omoară. Careva dintre voi moare ori tu omori pe leu, pe dușmanul tău spiritual, păcatul din viața ta, să-l distrugi, să-l sfărâm, să-l pui la piciorul crucii lui Hristos și să-ți pui sângea lui Iisus Hristos, că poră peste mintea mea, peste ochii mei, peste urechile mele, peste nările mele, peste buzele mele, peste mâinile mele. Vreau eliberare în numele lui Iisus. Și strigăm în seara asta, Doamne ajută! Doamne dă-i zbândă! Doamne lucrează pentru asta! Leul pe care nu-l omori, te omoară. Dușmanul spiritual pe care nu-l iei să-l fărâm, să-l distrugi total. Vine o zi în care te distruge el. Nu azi, nu mâine, nu peste două săptămâni, poate peste 20 de ani. Ne uităm la un alt caz. Benaia fiului Jehoiada, 2 Samuel, capitolul 23, unul dintre cei mai proeminenți vitești din armata lui David, a regelui. Spune Biblia, era într-un moment în care mergea liniștit, probabil fiul fiului Ioada, versetul 20, 2 Samuel 23, fiul lui Garsel un no, om și vestit prin faptele lui mari. El a ucis pe cei doi fii al lui Ariel din Moab. S-a coborât în mijlocul unui grob pentru apă, unde a ucis un leu într-o zi când căzuse zăpada. Imaginați-vă că bărbatul ăsta mergea liniștit. Nu era pe teren de luptă. Nu avea pregătită arma, s-a tașit și dușman. Nu era pe linia întâi, nici a doua, nici a treia, nici a patra, nici a cincea. Era într-un moment în care probabil se mai relaxa și el. Puține momente avea de feroas. Într-o zi în care căzuse zăpada, mergea și nu a fost atent. Și când a făcut un pas, nu știu dacă dreptul sau stângul, și-a dat seama că patinează. Și în loc să se poată prinde de ceva, a căzut tocmai într-o groapă. Ce face un om când cade într-o groapă? Cineva spunea să uite dacă nu mai există altul care a căzut înaintea lui. de eu vă spun ce face în mod real. Își caută vreo soluție să scape, nu? se uită la rădăcini, la ce-ar fi prin jur, poate să se ancoreze cu coatele, cu mâinile, să ajungă cumva să iasă. Și când probabil încerca să iasă pe naia fiului Ioiada, spune Biblia, cineva i-a pus lăbuța pe spate și a zis, Hello, Dita mai leu. Ce faci când simți că în spatele tău e un leu? Un leu viu, nu mort. Un leu viu. Zice, Benaia, eram într-un moment și într-un timp în care nu puteam să fac multe manevre. Aveam un spațiu foarte mic de mișcare. Riscam să patinez din cauza că a căzut recent zăpada. Dar mi-am pus în gând și am zis, o să-l omor pe leu. Asta e singura mea șansă. Și zice Biblia, în mijlocul unui gropi în care în mod normal era apă, dar de data asta nu era, era leu. L-a ucis. L-a ucis. Nu-ți lăsa păcatul din viața ta. Adormit. A dormit. Nu lăsa leșinat duhul la care se atacă mintea. Scoate la afară în numele lui Isus. În spatele fiecărui păcat pe care îl comite un om există un duc necurat. Există o propunere satanică, există o cohortă demonică prin intermediul căreia satan vine și vine într-un mod agasant să te provoace, să te forțeze să comiți acel păcat. El nu vine frumos să bată la ușă, el strântește ușa în nas, bruschează orice ușă, intră pe geamuri, nu contează pe unde, doar să-ți intre în viață. Ai grijă, păcatul pe care nu-l scoți din viața ta e păcatul care te va nenoroci. Vă dau un caz biblic. Saul a fost chemat de Dumnezeu și Dumnezeu a zis, Saule, te-am pus eu, te-am ales, erai cu măgărițele, aveai prioritățile tale și am făcut eu niște greșeli ale tale, ți-am lăsat să ți le-am îngăduit. Te-am lăsat să pierzi măgărițele, că uneori sunt pierderi care ne ajută, care ne binecuvintează. Domnul prin ele mai apoi, după ce ne dă seama că dacă nu pierdeam aia, nu ajungeam pe drumul bun. Și Saul pierde măgărițele și într-un final ajunge, ajunge rătăcindu-se, ajunge într-un alt teritoriu, ajunge la profetul Samuel. E selectat împăratul Saul de Domnul, la întâmplare. Și Domnul îi zice, Saul, te-am ales eu, Dumnezeu, să lupți împotriva amaleciților, pentru că amaleciții, în Exod 17, când copiii mei veneau din Peregrin, de la Egipt, mergeau spre Canaan, când nu aveau armată, nu aveau steag, nu aveau prieteni, nu aveau anturaje, nu aveau nimic pozitiv pentru ei care să-i ajute, nimeni nu era de partea lor. Amaleciții le-a tăiat calea, și erau foarte însetați, erau flămânzi, n-aveau seseră apă potabilă. Și ăștia în loc să-i lase pe drumul lor să meargă, numai pe drumul împărătesc, fără să se abate, să atace cineva din familiile lor. Nu i-au lăsat. Din contră i-au atacat amaleciți. Și Dumnezeu a zis prin Moise să scrie în carte că picior de amalecit, pentru că a făcut asta, nu rămâne pe mapamond, va fi nimicit cu desăvârșire. Așa a promis Domnul. Și a zis Dumnezeu, prorocia asta vreau să o împlinesc prin tine împărate Saul, prin tine. Am decis eu, Dumnezeu din cer. Dute. intră în luptă cu amaleciții și nimicește tot. Și dacă n-ai înțeles, îți mai spun cu alte cuvinte, cu desăvârșire. Să nu lași nimic din ce este lui Amalec. Și Biblia zice, la învoire cu poporul, Saul, lasă niște oi mai grase și spun, o, lasă, că nicio problemă, că oile astea le vom aduce, ce frumos va fi când vom aduce jertfă Domnului. Dumnezeu nu are nevoie de păcatele mele pe care le comit și apoi să câștig mai mulți bani prin înșelăciune și apoi să-i pun la colecta bisericii. Dumnezeu nu are nevoie de bani de ăștia păcătoși. Dumnezeu are nevoie de sfințenie și de curăție. Amin? Amin? Credeți ca mine? Lăudați să fie Domnul! Și spune Biblia, lasă și niște oameni, printre care lasă și pe Agag, lasă până am se întoarce ceasul istoriei în viața lui Saul, împăratul, cu 20 de ani. Și după 20 de ani, după 20 de ani, pe munții din Gilboa moare Sfântul Ionatan, despre care vorbeam într-un alt mesaj aici la dumneavoastră. Nu știu exact de ce a murit omul ăsta și n-am răspuns la întrebare. Pe munții din Gilboa, Sfântul Ionatan s-a aflat că a murit. Împăratul Saul, tatăl lui Ionatan, își dă seama că și el va fi învins și că tot poporul evreu va fi măcelărit, va fi distrus, va fi transformat în sclavi de către filisteeni. Și zice el, nu vreau să fiu omorât, să fiu tocat mărunt, să fiu distrus, să fiu de rușine dat în tot poporul filistian. Și se apropie de omul care îi poartă armele și zice, apropie-te și omoară-mă. Dar pentru că în trupul acestui bărbat curge sânge evreu, și pentru că se teme de cuvântul Domnului și zice, nu mă voi atinge de unsul Domnului, cum să mă ating eu de el? aviz amatorilor care își permit. Aveți mare, mare grijă că dacă nu va atinge Dumnezeu pe dumneavoastră, o să vedeți cum îngăduie să fie atingi copiii dumneavoastră când vă atingeți de și Domnului. Să vă ferească Dumnezeu să vă permiteți așa ceva. Doamne, ajută-ne să rămânem în zmerenie și în supunere. Și, Doamne, numai voia Ta să o facem, indiferent ce zic oamenii din jurul nostru, indiferent ce încearcă oamenii să măzluiască, să tragă sfor, să facă nu știu ce, opriți-vă, nu vă atingeți de unsul Domnului. Evreul care poartă armele nu se atinge de Saul împăratul. Și Saul în disperarea lui se aruncă în sabia lui, probabil și-o face așa în pământ, o gaură să fie stabilă și se aruncă în ea și se aude la distanță niște pași care se apropie. Cineva vine. Și Saul este încă putere, încă poate crea un dialog, poate încă să vorbească, atât de, de viu e trupul lui. Și spune, apropie-te și omoară-mă, ia-mi sabia, să o faci ce vrei tu cu ce ai tu, cară-mă, omoară și omul ăsta, fără pic de simțire, fără să clipească, îl omoară instantaneu. Știți cine era? Amalecitul pe care Saul l-a lăsat în viață. Poate diavolul nu reușește să dea de pământ cu dumneata spiritual vorbind azi. Poate nu reușește săptămâna viitoare, poate nu reușește peste 2 ani, peste 5 ani. Dar ascultă-mă ce spun în seara asta, bazat pe Scriptură. Dacă permiți în viața ta un păcat, se poate ca un păcat 20 de ani să te urmărească. Și după 20 de ani să te aștepte la colț, să te strângească de pământ și să mergi pentru întotdeauna direct în iad. De ce? Te-ai jucat cu un leu. Ți-ai permis să ascunzi în viața ta, în custodia Sufletului tău, undeva sub preșul vieții tale, un păcat. Prea mulți oameni, mari lui Dumnezeu, au căzut ca să nu vă predice, vă predică în seara asta. Nu te juca cu păcatul. Leul n-are voie să fie adormit. Dușmanul tău spiritual nu trebuie să fie îmblânzit. Trebuie să fie omorât păcatul. Nu împlupător, spune Sfântul Apostol Pavel, omorâți mădularele voastre ale păcatului. Omorâți, spuneți pe foc murdăria. Ești dependent de ce privești, ia ia-ți internetul două luni. Nu reziști întotdeauna pe telefonul ăla ajungi la murdărie. O, oh, ia-ți cu butoane, că nu mori. Fă orice. Fă orice ca să scap de păcatul din viața ta. Păcatul din viața ta e mult mai grav decât o boală incurabilă care nu poate fi identificată. Pentru că păcatul macină pe interior și te trezești că ești nemulțumit, ești nemulțumită. Ai un păcat în viața ta. Te trezești că pe toți de faim, pe toții calomniezi, toți îți răi pentru tine. Ai un păcat în viața ta. Un leu mognește în viața ta. Te-a prins leul cu ghearele lui. Poate te-a dus la gură. Stadiul numărul 3 este când leul te-a înghițit. Când vrei să scapi de păcat și nu poți. Când îți dorești să mergi pe drumul lui Dumnezeu, să zici, Doamne, mă lași și de cutare, și de cutare, și de cutare, și zici, Doamne, uite, m-am dus până acolo, eram gata să fac asta și n-am reușit să scap de păcat. De ce? leul îți dă voie să te miști pe unde se mișcă el. Nu mai gândești cu propria minte, nu mai vorbești cu propria gură, nu mai privești cu proprii tăi ochi, nu te mai poți controla, ești într-o adicție atât de profundă încât te-a înghițit leul. Fie că ești prins de ghearele leului, fie că ești în gura leului, fie că ești înghițit deja am să-ți transmit un mesaj bazat pe această carte numită Biblia. În sângele lui Iisus Hristos există eliberare. Există eliberare. Există eliberare în sângele lui Iisus Hristos. Oricât de departe ai fi de Dumnezeu, oricât de tare ar striga lei în viața ta, oricât de agasant ar veni să-ți distrugă viața, nu uita, Dumnezeu e mai tare. Mai sunt și alți lei din, din Vechiul Testament, dar nu mai vorbesc despre ei acum. Trec de direct la Noul Testament și o să ne uităm la un leu foarte interesant. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 16. Era în sala de judecată Sfântul Apostol Pavel și spune, Pavel, m-am uitat în jur și aș fi vrut să văd o față cunoscută. Mi-aș fi dorit să-l văd pe un om pe la care am predicat Evanghelia, să-l văd pe o logo pe care Dumnezeu m-a făcut să-l prind de mână și să fie vindecat când l-am văzut care ai credință aș fi așteptat să vină temnicerul din Filipii care și-a predat viața Mântuitorului în urma unui cutremur din pușcărie. M-aș fi așteptat să vină Lidia sau măcar alți bărbați. S-a dus și Marcu și Aristrach. Nu-i condamnăm pe toți, că nu toți s-au dus într-un mod negativ. Unii au fost nevoiți să meargă. Dar la altora nu le-a păsat, iar alții au venit ca și Alexandru Căldăraru, intenționat în pușcărie să-mi facă rău. Când judecătorul avea ciocanul ridicat, să atingă masa de lemn, să rostească sentința finală. La întâiul meu răspuns de apărare, zice Sfântul Apostol Pavel, în închisoarea mamertină din Roma, nimeni, nimeni n-a fost cu mine. Mă uitam prin sală să văd un om care mă privește și dacă nu are curajul să zică un argument că sunt curat și că toate mărturile care s-au depus împotriva mea sunt mincinoase, măcar să-mi zică, Pavele, mă rog pentru tine, mă rog, Mă rog la Dumnezeu să fac un semn de încurajare, să-mi spună un cuvânt de bine. Nimeni. Că, dragii mei, sunt momente în viață în care nimeni nu mai e cu tine. Sunt momente în viață în care încerci să apelezi la persoana cu tare, care știi că e omul lui Dumnezeu, să-ți să dea o soluție. Și nu poate, nu că nu vrea. Nu poate. Sunt momente în viață în care nu mai găsești soluții la nivel orizontal. Am să spun ceva. Cine a fost lângă Sfântul Apostol Pavel e prezent lângă Dumneata. Numele lui este Isus Hristos. Spune Sfântul Apostol Pavel, însă Domnul n-a venit să-mi facă o poză. N-a venit să spună, Pavele, sunt așa de ocupat, mai am 7,5 miliarde de pământeni spre 8 miliarde, pe toți trebuie să-i vizitezi, pe unii dintre ei, mulți dintre ei trebuie să-i vindec, pe alții se ridic, nu, el, el era omniprezent Domnul Isus. Și a zis, Domnul a stat lângă mine. Cine a stat lângă noi când ne-a fost greu? Cine a fost de partea noastră când nimeni nu mai era de partea noastră? Și când poate chiar dreptatea era noastră? Și am fost dați peste cap și terfeliți uneori prin mărturii mincinoase. Am să spun ceva. Numele lui este Isus Hristos. Numele Lui este Isus Hristos. Nu o să renunțe la Dumneata când ți-e greu, când treci prin momente dificile, când bătrânețea ți atacă ființa, când tinerețea vine cu tot felul de tertipuri, de imaginații, de scenarii, de gânduri, poate cu stări suicidale. Nu uita, Domnul e lângă tine. Domnul a stat lângă mine, zice Pavel, și m-a întărit. Pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin printre neamuri. Și ce s-a întâmplat, Pavele? Și Pavel zice: Și am fost ispăvit din gura leului. În lupta cu lei, nu întotdeauna sunt păcate care te determină să ajungi în luptă cu ei. Nu întotdeauna lei sunt lei negativi. Adică nu vin din cauza ta, vreau să zic. Ei sunt negativi, dar nu din cauza ta sunt provocați să vină. Nu întotdeauna. În cazul lui Pavel, nu avea nicio vină și totuși lei strigau la orizont. Dar cineva l-a izbăvit din cura leului. Numele lui este Domnul Isus Hristos. Strig cu mâna ridicată și spun glorie lui. Glorie lui Isus. Lăudați să fie numele Domnului. Petre, tu ce ne spui de lei? Petru zice, fiți trei și vegheați, 1 Petru 5 cu 8, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să De ce răgnește leul? Leul răgnește pentru că vrea să intimideze în jur. Vrea să se facă vocal. Vrea să se facă cunoscut. Pe cine caută leul? Trist, dar realist. Pe oricine. Leul merge într-un sistem în care se duce peste tot. Nu se uită că ești nu se uită că ești din slujire, nu se uită că ești și mamila locotare. Leul merge și caută, și caută, și așteaptă la intersecție. Și te așteaptă un an, și doi, și cinci, și zece, până te poate înghiți ultimul stadiu. Mesajul pe care l am e acesta: biruieșteți, lei, nu te întreb dacă ai dușmani cu care trebuie să lupți ci spune în numele Domnului din partea lui Dumnezeu, biruiește-ți lei. Biruiește-ți în primul rând recunoscându-i. Avem noi în forma noastră de a ne ruga, foarte interesant. Mergem înaintea Domnului, că noi știm ce păcate avem la activ, mergem înaintea Domnului și zicem, Doamne, dacă Tu care cumva crezi că noi am fi păcătuit, iartă-ne, serios. Foarte interesant Vreau să vă întreb Dacă careva dintre noi dă un împrumut unui prieten Sau unui om mai puțin cunoscut Să zicem că îl împrumută cu Hai să zicem, 10.000 de dolari Dau un exemplu, pur Așa, exemplu Și spune, uite, ți împrumut Până data cutare Când vine data cutare Uite că l-a împrumutat Da sau nu? Dacă uite bărbatul, drăguța de soție, îi spune, vezi că 10.000. Îl face atent. Și asta nu că e o problemă. E bine că colaborează, că știe de împrumut. Dacă nu știe, e mai grav. Când e vorba de ceva care să fie pentru noi pozitiv, ca împrumutul, adică să primim banii înapoi, nu uităm. Dar dintr-o dată când e vorba de un păcat personal, parcă avem amnezie, fraților. Dintr-o dată uităm, uităm cu ghilimele și venim cu rugăciuni generaliste și zicem, Doamne, poate că am păcătuit cumva, nu știu sigur, serios, nu știi? Dar mă omule, tu nu știi că tu ai înjurat? Tu chiar ai uitat că ai înjurat? Serios? Tu nu știi că te-ai mâniat până când ai blestemat? Și ai spus cuvinte grele pentru cineva? Te-ai uitat ce ai zis? Tu nu știi ca băiat că ai mers pe canalul cu tare, în zona cu tare, pe YouTube sau pe unde ai mers și ai vizionat murdăritul, Tu nu mai știi ce ai făcut? Vrei să scapi de un leu? Vrei să-l birui? În primul rând, recunoaște-l. Mă întâlnesc cu persoane care vin la mărturisire. Băieți sau fete, nu contează cine sunt, frați sau surori. Și unii dintre ei poartă în pormoneu o coală A4 îndoită în patru să intre în pormoneu. Și câte o persoană vine și zice, frate, de două săptămâni port pagina asta, scrisă și pe o parte și pe alta. Sunt toate păcatele mele de când mi-am amintit, de la trei ani, de la cinci ani recente. Și zicem, dați voi să le citesc pentru că am emoții mari și să nu cumva să scape vreunul dintre ele. Să știți că asta e mărturisirea adevărată. Să vii sincer înaintea lui Dumnezeu să mergi și să ți spui Domnului păcatele tale și când de anumite păcate nu poți scăpa și iară vine vinovăția și iară îți lovește ceva în ceafă și iară îți amintești și iară vine scenariul și iară vine imaginația și iară vine diavolul și vezi din cauza la păcatul de atunci Dumnezeu nu te iartă, Dumnezeu nu-ți dă biruință să mergi la un pastor sau la un prezbiter și să-ți mărturizești păcatele. Stai înaintea lui Dumnezeu cu sinceritate să spui, Doamne, nu mă interesează cum voi fi calificat și interpretat. Un singur lucru mă interesează, să-mi identific leul, pentru că altfel nu știu cu cine și cu ce trebuie să lupt. Putea să că Sanson, măi, printre vii, nu-i normal să fie un leu, n-are cum să fie leu. Asta poate fi un cățel mai interesant, mai frumos, mai aparent, seamănă cu leu, dar nu-i leu. Dacă Samson nu-i zicea pe nume, nu putea să lupte cu el. Dacă nu lupta cu el, leul cu siguranță îl omora. Dacă scăpa el ca printr-o minune, le așteaptă părinții. Biblia zice că Samson a mers în față și în spatele lui Samson au venit părinții lui. Multe păcate pe care nu le distrugi ca tată din casa ta. Îți nenorocesc pruncii îți afectează pe linie genealogică copiii. De ce? N-ai smuls păcatul ăla din viața ta. N-ai scos optica aceea periculoasă legat de un păcat. Și dacă copilul tău continuă a auzit 20 de ani, că nu-i problemă lucrul ăla. Și lucrul ăla era păcat. O să crească cu această percepție normală, că n-a primit din altă parte informații. Să nu te mir că -l comite. L-a pătrat. Nu l-ai identificat și nu l-ai omorât păcatul. Vreau să mă înțelegeți, cum spuneam în primul mesaj, nu luptăm împotriva oamenilor, luptăm împotriva duhurilor răutății, luptăm împotriva păcatelor și orice păcat pe care îl identificăm, trebuie să mergem la crucea de la calvar, la piciorul crucii, cu smerenie și să spunem, Iisuse Hristoase, iartă-mă pentru asta, asta, exact, să încerci în mintea ta să-ți derulezi scenariul minții și a vieții, cum ai ajuns la păcatul ăla? Nu mărturisire generală, mărturisire clară, punctuală. Intră un bărbat în birou la mine cu ceva ani în urmă, așa foarte solid, puternic, venit din diaspora, n-avea nimic cu Australia, stați liniștiți. Își pune toată viața, la final mă uit în ochii lui și spun, frate, vrei să demonstrezi că dumneata cu adevărat îți dorește iertarea? Și a spus, normal că de am venit la mărturisire. sire. uite ce-ți cere Domnul, să-ți intri în propriul tău telefon, și să ștergi toate datele de contact ale persoanelor din cauza cărora a ajuns să comiți cel puțin un păcat. Unul singur. Indiferent de gravitate sau de consecințele acestuia. Foarte sincer. Și-a luat telefonul și-a pus parola. Și-a început să dea click pentru că să șteargă. S-a uitat în ochii mei și a zis, frate, că sunt prea mulți. Eu n-am mai zis nimic. A zis, mă lăsați să fac ceva? În cartela lui... În telefonul lui avea două cartele. Avea o cartelă pe care avea salvate numerele persoanelor din biserică, oamenii lui Dumnezeu, slujitori, frați de corp, surori, familie, părinți, bunici, oameni de bine. Pe cartela numărul 2, pe care o numesc din momentul ăsta mordară, avea toate persoanele din trecutul vieții lui, om botezat, pe care diavolul îl mințea și îl înșela spunându-i că tu trebuie să-i aduci la evangelizare, păstrează-le numerele lor, s-a uitat în ochii mei și mi-a zis să mă lăsați să scot cartela murdară, că vreau să o rung la coș. Și-a deschis telefonul și-a luat cartela și mi-a dat un apel ca să se asigură că i-a rămas cartela bună în telefon. Pe durata următorului minute în care am discutat, a luat cartela murdară, a rupt-o între se două degete și a fărimițat-o așa cum vă arăt. Înainte să iasă din sala de consiliere, mi-a zis, mă lăsați ca în coșul ăsta de gunoaie să arunc ce au mai rămas cioburile din cartela mea. Înainte să plece, m-am uitat în ochii lui și a spus, frate, acum doar te mostrez că îți dorești iertare. Prea mulți oameni vin cu așa o aparentă pioșenie și spun, Doamne, iartă-mă. Și Domnul zice, du-te în frigider, du-te în beci, du-te în pod, du-te în antecameră. Du-te în locul unde ții lucrurile alea murdare, du-te acolo și fă curățenie. Eram în Nuremberg, în Germania și în timp ce predicam, n-am știut pentru cine predic, am transmis un mesaj chiar pentru o persoană care avea să cineze cu noi în acea seară. Și a zis, ascultă-mă tu băiete care vorbești cu șapte fete, șapte fete, cu, niciuna dintre ele n-ai de gând să te însori. Singurul lucru pe care îl faci cu el este că flir trezi și asta e păcat. Domnul îți spune, să iei toate pozele cu cele șapte fete și să le rupți în bucăți. Și tot în același mesaj, Domnul mi-a zis să spun, ascultă-mă tu băiete care asculți muzică necreștină și spui că cică prin muzica asta te culturalizezi, crești în modul în care te exprimi și înveți mai multă muzică și știi să cânți mai bine. Domnul spune că toate CD-urile cu muzică infectă să le spargi, să întrerupi și în timpanele tale, în urechile tale să nu fie ascultată nicio astfel de muzică. Am parcat mașina cu care eram. Am găsit cu mai mult, mai greu am găsit parcare. Zmurdu venise la cineva din blocul acela să ducă pe cineva la spital. Așa că băiatul nostru cu pricina n-a putut parca. Și a lăsat mașina pe avarii și a deschis portiera de la mașină. Și cine a fost cu el a numărat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 poze. Cu 7 fete cu niciuna n-avea de gând să se însoare. Fiecare poză a luat-o și pe rând le-a rupt în bucăți. Le-a ținut în mână. Apoi din portier a luat cd cu muzică necreștină. Le-a pus cu partea aia cu care se citește pe asfaltul din Nuremberg, din Germania. Și cu piciorul le-a șters până când n-au mai putut fi citite din cauza bedurilor. De pe disc. A urcat în casă și s-a dus la sora gazdă și a zis, sora, mă lăsați să vă pun ceva în coș, am ceva de aruncat. Ca știu de el că poate fi ispitit din nou să se uite din nou la poze sau din nou să asculte muzica de pe partea unde mai poate citi poate. Și tot a luat și a pus în coșul de gunoi din bucătărie. De ce? Pentru că băiatul ăsta a vrut cu adevărat să o rupă cu păcatul. Nu știu care e domeniul în care trebuie să faci ceva braf Poate e o haină, sora, care n-ai voie să mai porți. Cum să mergi dumneata într-un loc de decoltat, într-un mod, într -un mod josnic, ești fica lui Dumnezeu, ești reprezentanta cerului și necurații lumii să curvească mental cu dumneata? Sunt foarte direct în această seară cu dumneavoastră, însă tot ce vă spun, vă spun din partea lui Dumnezeu. Vă spun din partea lui Dumnezeu, fie că vreți să ascultați, fie că nu vreți. Eu zic, Doamne, ajută-ne să împlinim adevărul. Ajută-ne să trăim curăția, să stăm de partea lui Dumnezeu. Amin? Foarte frumos zicem, predică cu tare om când ajunge să zică ceva practic să scoți lucrurile murdare din casa ta. Toți Dumnezeii străini să smulgi din familia ta, din inima ta, din gândurile tale. E scoate avară, scoate avară rău! Am întâlnit bărbați la care Domnul mi-a descoperit că poartă în șoseta de la piciorul stâng cartela cu care vorbește cu amanta. Și-a spus, smulge cartela așa Se Este inamisibil să vin casa lui Dumnezeu să pretinzi că ești omul lui Dumnezeu, să pretinzi că vrei cerul și raiul și tu să trăiești în păcat. Recunoașteți păcatul. Dacă nu recunoști așa tare să te doară de el, încât să vrei să faci orice să-l smulgi din viața ta. Să-l scoți afară din sufletul tău. Nu generalități, nu că Doamne iartă-mă, nu, nu vorbe, fapte reale. Ești dependent ca băiat de un joc ca și Counter-Strike, Minecraft, GTA, LOL. Ia oprește-te din seara asta. Dezinstalează-l. Deconectează-te, smulge-te din zona unde e display-ul, unde e PlayStation-ul. IEȘI AFARĂ din zona aceea unde se comite un păcat. Promite-i domnului că din seara asta nu mai mergi cu băieții de cartier. Șterge-le numerele. Și înainte să le știi numele, blochează-le numerele. Nu negocia cu păcatul, nu zi, lasă că e ok, lasă că e ok. Intră într-o zi o ziua adolescentă de 15 ani în birou și zice, frate, frate, care vreau să vă spun ceva. Mă uit în ochii ei și a spus, da, așezați-vă, vă rog. Uite, discut cu un băiat eu ca să fiu mai bine așa manierat, de am spus, este evanghelic. Și a zis, nu, e musulman. S-a fost prima dată în viața asta, e caz din România, nu din Nepal. O prima dată în viață când m-am speriat așa ce poate face o persoană. Nu că musulmanii nu trebuie să fie mântuiți. Orice om de orice rasă, de orice religie au acces la rai. Ne rugăm ca pe toți Dumnezeu să-i mântuiască. Dumnezeu să-și pună mâna lui întinsă peste orașul perd și să-l atingă într-un mod supranatural. Domnul să mântuiască zona asta de vest a Australiei. Domnul să facă treziri spirituale. Nu-i judecăm pe oameni, nu-i taxăm, nu-i aruncăm la coș, nu suntem noi mai inteligenți, mai buni. Dacă suntem pocăiți, e harul lui Dumnezeu, dragii mei. E îndurarea lui Dumnezeu. Dar noi nu ne putem permite ca pocăința noastră să o terferim și să o pătăm, ca să includem și pe alții și să fim inclusivi și să fim open-minded, cum se cere în lumea asta, super Post, post, modernă. Nu ne permite asta. M-am uitat la fata asta de 15 ani și am spus, dar de ce vorbești cu băiatul ăsta, cu bărbatul ăsta, care era un nu. om mai mare? Păi să vedeți că toate fetele din jurul meu sunt foarte invidioase, se uită cum îmbrac, povestesc împotriva mea, sunt concurențiale, invidioase, gelose, nu știu ce. Și cel mai bine mă înțeleg cu un băiat. Discut tot ce trebuie, și la urmă am căzut de comun acord, conform scripturii, că trebuie să o să oprească. Ascultați, ce zice fata. Frate, că mă mai lăsat să vorbesc cu el trei săptămâni. Eu zic, nu? Vă rog, deja a început să se roage. Vă rog, mă mai lăsați două? Nu? O săptămână, vă rog, e trepidat deja barba. Vă rog, o săptămână, nu? Trei zile, vă rog? Nu? Două zile? Nu? O zi, vă rog? Nu? Și cât? 0 minute, 0 secunde, 0. Zero... Ai înțeles? Pe ce să-i spun, cum să-i spune, a nicio problemă. Dacă nu știi să formulezi niciun mesaj, iată mi telefonul, căi formulezi un mesaj, încât în vecii vecilor, pur amin, nu se mai scrie. Dar eu nu vorbesc murdar, că nu știu. Înțelegeți? Cum negociază omul cu păcatul? Încă o săptămână, încă o lună. Și în luna aia e decisivă luna aia de vine cu presiuni, cu gânduri, cu stări și ajunge din nou, din nou, să uite de cercetarea Domnului, să uite de prezența lui Dumnezeu. Biruiește-ți leul când? În seara asta! N-am garanție că mâine îl vei putea birui! În seara asta când suntem cu frații, cu surorile În seara asta când simțim prezența Domnului În seara asta când cercetarea Domnului trece prin rânduri E seara ta, nu pleca Fără să decizi în seara asta Că te oprești din orice păcat Amin? Lucrează, Doamne Petroas 2. Biruiește-ți leul reactivândul Sfânt puterea în tine În momentul în care A ajuns acolo să apară leul În fața lui Samson Ce a zis Samson? Să mă încord un pic, să mă arăt mușchi să-mi dau pletele pe spate, așa zice. Nu. Biblia zice așa, Duhul Domnului a venit peste Samson. Dacă avem nevoie de ceva în generația noastră, tineri sau mai puțin tineri, e nevoie de Duhul lui Dumnezeu. E nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze cu putere într-un mod supranatural. Au fost unii care m-au întrebat de ce pleacă tinerii din bisericile noastre. Și le-am spus pentru că nu sunt plini de Duhul lui Dumnezeu când în bisericile noastre va musti de prezența lui Dumnezeu, va fi Duhul lui Dumnezeu la nivel înalt și când vor experimenta ei personal botezul cu Duhul Sfânt, întâlnirea reală, nu vor mai vrea altfel de întâlniri care vor să fie surogate locuitoare pentru prezența Duhului Sfânt. Că dacă nu avem Duhul Sfânt, trebuie să facem scene. Dacă nu mai simt oamenii nimic când se predică, trebuie să facem focuri de lumini, să facem show-uri, să mișcăm pe ritmuri cu lumini și să facem design-uri câte vreți dumneavoastră în biserică. Și tot nu vor fi pocăiți. Și tot nu se vor întoarce real la Dumnezeu. Dar când e Duhul lui Dumnezeu, începe să plângă băiatul, începe să plângă fata, începe să-și recunoască păcatul, să-și regrete faptele și zice, Duhul Sfinte, ai și pentru mine o șansă? Cum în scrie, scrie câte un băiat disperat și zice, uite frate, unde am ajuns? Mai are Dumnezeu vreun har pentru mine? Mai există iertare la Golgota și îi spun da, pentru că m-ai întrebat înseamnă că te gândești la Dumnezeu. Ai toate șansele să te elibereze sângele lui Isus Hristos. Rostesc peste noi un duc de eliberare. Eliberare în numele lui Isus Hristos. O pucăință reală. Duhul Domnului să coboare peste noi. Duhul Domnului să coboare. Prezența lui Dumnezeu să se arate într-un mod supranatural, să simți prezența lui Dumnezeu. Îmi doresc ca în bisericile noastre să se ridice băieți care să spună, așa mi-a vorbit Duhul Sfânt. Așa mi-a vorbit Domnul. La kilometru cu tare vei avea un accident, frânează frate. Și eu care cred în proroci, la kilometru 45 frânez. Și nu mă nenorocește mașina care vine din contrasens. De ce? M-a păzit Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a adus o descoperire. Diavolul vrea să încreze o scenariu, un moment de vulnerabilitate. Satana vine în viața ta să-ți prezinte o grămadă de scenarii, să ia o decizie, să ne înlocești viața și familia. Și Domnul spunea ai grijă, îți se face o propunere să zici nu. Tu care asculti de Duhul Sfânt, și Dumnezeu îți descoperă prin Duhul Sfânt. Vine omul și îți face propunerea și zici nu. Și n-ai explicație de ce ai zis nu. Dar ai zis pentru că a scurs de Domnul. Și Domnul te binecuvintează și Dumnezeu e cu casa ta. Mă rog ca din generația copiilor dumneavoastră, din generația tinerilor prezenți și cei care sunt absenți, fie că motivat, fie că nemotivat, Duhul lui Dumnezeu să coboare. Să împartă Domnul dar de prorocie, vreți? O, Doamne, lucrează. Să împarte Domnul dar de cunoștință, amin. Se împarte Domnul dar de vorbire despre înțelepciune. Să coboare Duhul lui Dumnezeu într-un mod supranatural. Să fie o revărsare puternică a Duhului Sfânt. Să fie o trezire supranaturală care să nu fie făcută de oameni, ci făcută de Duhul lui Dumnezeu. Samsoane, ce faci? A coborât peste mine Duhul lui Dumnezeu. 3. Biruiește leul respectând disciplinele spirituale. Biblia zice, l-a biruit pe leu fără, fără, să aibă ceva în mână. Într-o societate în care toți, indiferent unde suntem așezați pe hartă, ne dorim să biruim având ceva în mână. Domnul zice, biruința ta, frate și soră, tânăr sau tânără, nu-l constă în ce ai în mână. Nu-mi constă în ce ai, îmi constă în ce ești. Fără să aibă ceva în mână. Armele adevărate sunt armele luminii, armele spirituale rugăciunea, să te rogi în fiecare zi, să te rogi insistent. Daniele s-a promis și s-a zis, dacă cineva în tot spasul să se roagă 30 de zile al cuiva decât lui Dariu, va fi luat de viu și aruncat în groapa cu, cu lei. Cum lupți cu lei când ți se interzice rugăciunea? Daniele zice, puteți să-mi furați orice. Mi-ați schimbat hainele, mi-a schimbat limba, schimb, vorbesc cu o altă limbă, m-a înscris la o altă facultate, la un colegiu de trei ani, babilonian, mi-a schimbat toate, dar nu puteți să schimbați caracterul. nu puteți fura rugăciunea. Au crezut oamenii care au coordonat pandemia că ne pot închide în biserici sau în afara bisericilor. Și uitați-vă că n-au putut și nu vor putea, pentru că biserica lui Iisus Hristos nu poate fi învinsă, este invincibilă. Când n-am putut să venim la biserică, când eram în stare de urgență, am mers acasă și ne-am pus pe genunchi și am intrat în rețele de rugăciune și Duhul lui Dumnezeu a coborât în camerele noastre și am simțit puterea lui Dumnezeu. Nu renunța la rugăciune, frate! Nu renunța la rugăciune, soră, tinere, nu înlocui rugăciunea cu worship și cu închinare și cu dans și cu distracții și cu show-uri și cu sărituri și cu jump -uri. nu! Ține-te de rugăciune Rugăciunea te ajută să intri în prezența lui Dumnezeu. Când a aflat Daniel, capitolul 9, versetul 6, capitolul 6, versetul 9 sau spre 10, când a aflat Daniel că s-a iscărit porunca, dosarul era sigilat, versetul 10, când a aflat asta, a intrat în aceeași cameră când avea proprietăți mai multe probabil, când putea să se arunce într-o chirie ca Daniel Sihastru, într-un vârf de munte, să nu mă știe nimeni, să nu fiu dat în urmărire generală, să n-am semnal în zona mea. Daniel zice, nu fug de nimeni, eu sunt cu Dumnezeu. Amin? Eu nu mă izolez, eu rămân cu Dumnezeu unde am fost. Metru pătrat unde stau eu, poate să-l sigileze mâna lui Dumnezeu. Puterea Domnului poate să fie în zona în care mă aflu. Eu vreau să vă spun ceva. Dacă vor veni peste pământ cataclisme cosmice, am credință în Dumnezeu că pe metru pătrat unde stai Dumneata și unde stau eu, unde stăm noi copiii Domnului, nu va cădea nici foc, nici pucioasă. Puterea lui Dumnezeu ne va proteja. Cine crede că mine să zic amin? Aleluia lui Dumnezeu. Și dacă Domnul îngăduie să fim martiri, nicio problemă. Mergem cu binecuvântare în numele Domnului înainte. Încredete în Domnul, frate, să crape pământul în jurul tău, să se sfârme casa din stânga, din dreapta. Dacă Dumnezeu vrea să te protejeze, poate. Crezi tu asta? Zi amint din toată inima, Lăudați să fie Domnul. Daniel zice, nu mă izolez, intru în camera mea și mă rog de trei ori pe zi. Îl laud pe Dumnezeul meu. Știți cum? Exact cum făceam și mai înainte. Adu-ți aminte, frate, cum făceai când te-ai botezat. Aduți aminte, soră, ce har aveai rugăciune când te-ai întors la Domnul? Aduți aminte cum stăteai în rugăciune, minute, zeci de minute și poate ore în șir. În fiecare dimineață un bărbat dintr-un județ din România îmi trimite un semn de rugăciune pe WhatsApp pentru că mă poartă rugăciune de câțiva ani și simt cum puterea lui Dumnezeu mă ajută pentru că un bărbat și nu numai unul un, mai mult și mai multe surori se roagă pentru mine. Rugați-vă pentru slujitorii Domnului. Domnul să ne protejeze, Domnul să ne binecuvinteze, Domnul să ne dea ar. Ori de câte ori ne deschidem gura, Dumnezeu să deschidă ușa de cuvânt, că dacă nu deschide Domnul, nu poate să o deschidă nimeni. Lăudați să fie Domnul. Ce fac? Daniele? Te așteaptă lei. Simulează și tu un fel de rugăciune de asta religioasă, formală. roagă te ca într-un moment de reculegere, așează-te, tu ești la biroul tău, dar stai cu spatele, dar Mergi și lucrezi la lucrările tale administrative și când auzi că se deschide ușa, oprește-te din rugăciune. Sau roagă te încet și oricum nu-ți dau seama nimeni, nu? Daniel zice, m-am rugat pe genunchi înainte să fie semnat decretul. Continui să mă rog pe genunchi. Nu-mi schimb rugăciunea. Am avut ferestrele deschise spre Ierusalim înainte să se fie dat decretul. Nu-mi schimb nu închid ferestrele, pentru că dacă le las deschise, risc să mă audă mai ușor. Nu asta mă intimidează. Eu un continuu rugăciune. Amin? Amin, lucrează, Doamne, pentru asta. Pentru, pentru tineri, ca să mă înțeleagă mai bine, le spun pe românește direct. Să n-ai somn în seara care urmează după o zi în care nu te-ai rugat deloc. Zici, amin? Doamne, ajută! Să n-ai somn, să te învârți ca un șurub prin pat, să te trezești, să zici, bă, frate, ce se întâmplă cu mine? Și să vezi că n-ai nicio problemă medicală, nu te-ai rugat să te pui pe rugăciune. Roacă-te, arma spirituală numărul 1, rugăciunea, arma spirituală numărul doi, citirea Bibliei. Citește cuvântul lui Dumnezeu, citează din cuvântul lui Dumnezeu. Ai un domeniu în care ești vulnerabil, ești slab, este un leu care răgnește mai tare în dreptul vieții tale? Identifică leul ăla și acolo în domeniu ăla securizează-te cu cuvântul lui Dumnezeu. Ia părți din Biblie, ți frică, de exemplu, ai o, așa o stare de frică, de panică, de nesiguranță, de orice, ți-e frică oricând, oricum. Tremură carnea pe tine de frică. Ia cuvântul Domnului. Chiar dacă ar fi să trei prin vară în nu mă, nu mă tem de niciun rău. De ce? Tu ești cu mine. Chiar. De cine să mă tem? Care o știre de a veni împotriva mea, tot nu mă teme. Cu Dumnezeul meu sar peste un zid înalt, ori de câte ori mă tem, mă încred în tine, Doamne. Învață cuvântul lui Dumnezeu, rostește-l. Când ți-e frică, zi în numele lui Isus Hristos, nu mi-e frică. În numele lui Isus Hristos, nu mi-e frică. Luptă spiritual prin cuvântul lui Dumnezeu. În cartea asta e puterea lui Dumnezeu de eliberare. Amin? slăvit să fie numele Domnului, slăvit să fie numele Domnului, luptă citind Biblia, nu o lăsa cartea asta să fie obiect de bibliotecă, cartea asta nu e pentru pastori și preoți, cartea asta nu i pentru școli duminicale, pentru învățători și învățătoare, cartea asta e pentru orice pământean, că de avem gratis. Că alții în urmă cu 50 de ani își vindeau văcuța care dădea de lapte la 15 prunci să-și cumpere o Biblie. Și noi le avem în toate versiunile și le lăsăm afară și nu ne interesează și le avem pe tablete și pe telefoane și pe smartphone. Și Dumnezeu ne va judeca în ziua aceea. Că unii oameni au plătit mult pentru o Biblie și o citeau părând în sate. Și noi o avem peste tot și numai nu ne interesează. Zic, Doamne, trimite peste noi un duc de cercetare, să iubim cuvântul Tău, Doamne. Cuvântul lui Dumnezeu este forța de eliberare, este putere de eliberare. Are cuvântul lui Dumnezeu putere de creare, se transformă ceva în viața ta. Și dacă nu, ceva, chiar totul, nu se petrecește ceva în viața ta, se schimbă toată haina ta spirituală. Luptă prin a treia armă spirituală, post, post, fasting în engleză. Postește? Cum se postește? Într-o generație în care se postește cu gumă demestecată, să vă zic asta? Într-o societate în care se postește cu apă? Într-o societate în care ni se spune că putem posti cu cola? M-am trezit cu unul care a zis, frate, am postit cu sucuri naturale. Păi, atâta există elemente biologice în, în, și chimice acolo, încât nici nu trebuia să mănânci. Ce poste la? Ai uitat în birou la mine un dita mai solid, doc, băiat puternic, și ca să își rezolve problema, i-am spus ce trebuie să facă la final, i-am spus pentru păcatul de care tu ai probleme și cu care tu ești dependent, trebuie să postești. S-a uitat așa cu ochii largi la mine cât era de mare și a zis, frate, dacă eu postez, mor. În serios. Nu uite, dacă tu mori pentru că postești, eu te îngropă gratis. Ce să-ți fac? 5.000 de euro în locul în, în România, în Cluj. Deci m-am riscat. Cum adică să mor, mă, omule? Cum adică să mori? Ia, testează, vezi. Mori? Nu o să mori. Să vreau să vă spun ceva, sunt duhuri, sunt lei, care nu pot să iasă afară din oameni decât cu post și rugăciune. Știți cum posteau bătrânii noștri? Știți bine. La ce tinerele spun acum sau le reamintează că le-au spus părinții deja. Dimineața până la ora 5, mergeau de acasă în câmp, într-un soare de goritor de 30-35 de grade Celsius. Nimic nu puneau pe buze și în gură, nimic, nimic. Toată ziua săpau, activitate care nu-i simplă. Când se întuneca pe la vor ora 9 spre 10, se întorceau de la câmp acasă, ajungeau pe la ora 11-12. Bărbatul cu nevasă să. Nici bărbatul nu mânca, nici nu bea apă, nici sora. Nici nu mânca, nici nu bea apă. Când ajungeau acasă în livingul lor, cu ghilimele living, pe pământ sau pe pădure, vorba cântării care au fost o realitate, se puneau în un genunchi. Unii ori se țineau de mână, se uitau cu ochii închiși pe cer și ziceau, Doamne, mulțumim că ne-ai dat harul să avem o zi de jerfă. Te rugăm să o primești înainte ta. După o astfel de zi de post, normal, că ieșeau ducurile necurate afară de oameni, postește biblic. Într-o societate care se spune, oh, trupul meu e important, eu, persoana mea, nu cumva să pățesc ceva. <coughs> în societatea în care noi trăim, <coughs> foarte clar se spune, să te simți tu bine, ție să-ți placă cum ești, nu contează ce zice Biblia, Ia pune-l tu pe un pic la respect. Îți face emoții? Îți face surprize? Te miri? Bărbate care te uiți după nevasta altuia, am auzi? Ia a doua zi, ia o zi de post. Nu mă interesează că e soare sau nu. Ia o zi de post de dimineața până seara. Și cu, în seara în care ai căzut în privire murdară, se spui, diavole, diavole! Pentru că m-ai atacat la nivel mental, m-ai determinat să mă uit unde nu trebuie, uită mâine, începând din noaptea asta de la ora 0, mâine toată ziua până spre seară, postez împotriva acestui duh. O să vezi că birui. O să vezi că birui. Există duhuri care trebuie să fie atacate prin post. Postul are foarte mare importanță. Foarte mare importanță. Vă mai spun ceva. A patra armă spirituală pe care trebuie să o respectăm, sau disciplină spirituală, este frecvența la biserică. Și o să vă spun ceva care o să vă mire dacă într-o zi e sănătos sau sănătoasă și stai lejer sau lejer acasă, pe un scaun cu o cafeluță, nu știu cu ce, și te uiți la drăguțul de tine sau drăguța de tine la slujba de la biserică. Să zicem că într-o miercuri, sau nu știu dacă se transmite aici, am zis că nu, dar să zicem că într-un moment în care se transmite și slujba e la biserică și tu ești sănătos, ai carburant, ai condiții și nu vii la biserică, Uite, îți doresc în numele Domnului să scrape monitorul. N-ai zis Amin? Asta îți doresc. Aici mergea un Amin puternic. Pe cum să fii tu om sănătos și alții mergeau zeci de kilometri pe jos? Și ziceam: mergem să ne închinăm în prezența lui Dumnezeu. Mergem că ridică presbiterul la bătrân mâinile, la bisește trei vorbe în Biblie, dar intră curentul noi. Simțim o prezență extraordinară. Mi-amintesc când îl cu un bărbat, un, un gen de om. Piele șos mergea la învon în timpul de rugăciune și se le abisea din salmul 23 sau 25 sau de unde citea, se le abisea câteva cuvinte. Dacă își deschidea gura, intra un curent de la Duhul Sfânt în noi și simțeam prezența lui Dumnezeu și simțeam puterea lui Dumnezeu. Nu poți simți acasă, mă auzi? Dacă ești în condiții nefavorabile, dacă ești în accident, dacă ești în situație de spital, dacă ești în zbor, dacă ești în călătorie, dacă din condiții de serviciu nu poți ajunge la casa Domnului Dumnezeu, știe. Dacă din condiții de sănătate nu poți ajunge Dumnezeu, știe și îți dă și ție har. Așa se înțelege clar. Numai oamenii care nu pot, forța majoră, nu pot să vină la biserică și se uită online, primesc har. Care pot și se uită și nu vin aici, nu simt har pentru că Dumnezeu știe totul. Freventează biserica, frate. Amin? Să stai înaintea lui Dumnezeu să spui, Doamne, voi promite ziara asta, în fața lui Dumnezeu, că atâta vreme cât îmi dai sănătate, când îmi pot mișca mâinile și pot să ajung cu, cu puterea pe care tu mi-o dai la biserică. Câte vreme mai pot pune mâna pe volan și să-mi conduc mașina sau cineva din casa mea mă poate aduce. Nu o să stau niciodată acasă, că sunt prea obosit. Sau, dacă ai business-ul tău, nu o să stau peste program, numai ca să mai fac încă 100 de dolari, 205.000, nu mă interesează în plus. nu Dumnezeu nostru mai important decât 5.000 de dolari? E Dumnezeu mai important, amin? dați să fie numele Domnului! Disciplina freventării la biserică este o disciplină spirituală, nu e o opțiune. Și ce face satana? Ne izolează de biserică. Ne zice, o, oh, fi tu cu colțul tău, tu sfântul lumii, tu sfântoaca pământului, ca tine nu mai există lumea asta să sfântești. Toți îți răi, îți vai și amar de tu, ești sfântul pământului. Aproape că nici Dumnezeu nu mai poate trăi în cer fără tine, că așa de bun ești, tu mai buca Dumnezeu. Tu concur cu Dumnezeu, omule. Așa zice satana. Și zice, izolează-te. Stai acasă, frate. Nu mai merge la biserică. Să nu te intereseze casa lui Dumnezeu, să nu spese. Știi ce face un leu sau un lup când atacă un miel? O ai? O urmărește. O urmărește până când reușește să o depărteze de turmă. Când a îndepărtat-o de turmă, pe hăitul ei e prea îndepărtat ca să fie auzit. Nimeni nu mai ajută. Și vine diavolul și îi spune, nu mai merge luni seara, că mă mai puțin la biserică. Și tu l-asculți și nu merge. După aia diavolul zice, păi n-ai mers luni seara, nu merge nici miercuri. Te întreabă frații, ce ai mers luni? Și nu merge nici miercuri. Și diavolul zice, o, oh, luna asta, du-te numai duminică dimineața sau seara, că e prezență mai mare, probabil. Și uite așa, luna viitoare, diavolul zice, păi oricum, o dată pe săptămână, ce te ajută în plus? Nu mai merge deloc, stai online. Și uite așa, te o izolat, și fără să-ți dai seama pruncii tăi, nu mai vor biserică, nu mai vor casa Domnului, nu mai simt puterea lui Dumnezeu. Om să vă spun ceva, la șase ani când eram în biserica din Feleacu, când am văzut, eram în forma asta ca aici și pe banca asta în stânga erau sororile mele trei, pe banca asta la altă eram noi trei băieții, am fost și suntem șase frați, trei băieți și trei fete. Și vreau să vă spun ceva, când o soră de la mijlocul bisericii așezată pe un scaun, în sora Palaghia, Glujeniu, știu, o mână de om se punea în genunchi, a plecată peste scaunul ăla de lemn și când striga așa vorbește Domnul, curentul intra în mine. Simțeam puterea lui Dumnezeu la șase ani. Nu pot să uit experiențele Domnului din casa Domnului de atunci când era mic. Aduți copiii, frate și soră la casa lui Dumnezeu câtă vreme sunt mici, că mai încolo ți -i prea greu să-i aduci. Nu lipsi, vină cu toată casa ta la, la, prezența lui Dumnezeu. În casa lui Dumnezeu. Aici se zice amin, amin? Lucrează, Doamne, pentru asta. Ultimul lucru pe care vi-l spun. A biruit leul. Leul a devenit un cadavru, după vreme s-a întors din nou pentru că s-a căsătorit și spune: Biblia a făcut un ocol să ajungă la leu. Și ce a găsit în cadavru de leu? În mod normal, într-un cadavru de leu trebuie să găsești muște, nu contează că ești în România sau în Australia, și nu vă mai spun altceva că vreau să cinească probabil, unii. O un miros, știți cum? Se apropie Samson și găsește în hoitul leului. Un. Fagure de miere și albine. Miere de albină. Se duce și odată la tata și la mama. Pentru că atunci când îți vei birui leul, vei resimți dulceața biruinței. Vine când ți la mâine și zice frate, l-ai văzut pe fata mea? înainte să fie botezată cu Duhul Sfânt, butonul pe telefon de să reau tastele în cor. Nimic, nimic nu atingea. Era absentă cu desăvârșire. Dar într-o seară fata asta a mers la mărturisire și a mărturisit toată viața. A urcat pe platou, avem străluință prin Harul Domnului la Biserica Betania de două ori pe an, în două săptămâni dis distincte. Și fata a urcat pe scenă, nu că scenă ar fi fost importantă, dar acolo se rugau frații și surorile. Și a cerut Duhul Sfânt după ce a fost botezată, a fost schimbată radical. Știți ce o întreba pe teagă său? So? Știți ce zicea la tata? Tati, ai plătit zecea la luna asta? N-ar fi rău să fie câte o fată de asta în fiecare familie, nu? N-ar fi rău. Ce schimbat a fost. Cu câtă bucurie îmi spunea tata de fica lui, a schimbat-o Dumnezeu să simți dulceața biruinței, să-ți radieze fața de bucurie că băiatul tău nu mai minte, nu mai înjură, nu mai vizionează, nu mai merge cu băieții aia murdare. Simt că trebuie să facem rugăciune dacă se poate. Vă invit să vă ridicați. Nu știu care-s lei spiritual, frate. O să am rugămintea să-ți închizi ochii pentru că uneori, inclusiv curiozitatea poate fi un leu care te atacă pe tine sau pe alții, să poți să intri în prezența lui Dumnezeu. Probabil că vor, fi, vor, putea fi puse întrebările mai încolo dacă vor veni, dacă nu ne vom opri aici. Dar înainte să ne oprim, aș vrea să stai în prezența lui Dumnezeu cu ochii încheși. Se cer lui Dumnezeu putere și să-i spui Doamne, măi, la viața mea, am lei. Poate ești băiat sau fată, poate ești adolescent sau adolescente, poate ești tânăr, nu știu care e leută, poate fi un joc video, poate fi o dependență de altfel, nu știu care e problema ta spirituală. Însă în această seară ai toate șansele să te atingă Duhul lui Dumnezeu. Probabil că deavolul îți spune, băiatul ăsta din România vorbește despre istorii vechi pe care noi nu le-am experimentat. Noi în epoca noastră englezească avem un alt fel de închinare, noi nu putem gândi la fel, noi vorbim și o altă limbă. Am să spun ceva că Biblia are aceeași limbă cu noi. Biblia are o singură limbă este limba pocăinței, este limba schimbării reale. Pe Dumnezeu nu-L poți să ne înțelege altfel, chiar dacă trăiești într-o altă epocă, Dumnezeu rămâne la fel. Când un om se apropie de Scriptură, Biblia îl învață să trăiască adevărul, să trăiască sfințenia. Dacă ai un leu cu care te lupți de multă vreme, dacă ai un dușman spiritual, nu știu care e dușmanul tău spiritual. În momentele acestea, în timp ce îți vorbesc, Duhul lui Dumnezeu este prezent aici. Îl simt pe Dumnezeu prezent între noi. Și Duhul lui Dumnezeu îți atacă și îți arată exact care este leul tău spiritual. Ebrid, faragant, Nu o să dau niciun exemplu în această seară, în următoarele momente despre anumiți lei care pot să fie în viețile unora. Însă Dumnezeu îți arată pe imintea ta, pasă cu fierul roșu al Duhului Sfânt, pe cugetul tău și îți spune: acolo ai greșit, dincolo ai greșit, Asta e leul tău, ăsta e dușmanul tău spiritual. Aici ești vulnerabil, dincolo ai călcat de iarăși pe alături. Și creșit greșit. Ești gata, gata să spui spiritualitatea ta pentru lucruri trecătoare. Nu știu care e domeniul în care ai lupt tu cel mai mult. Dacă recunoști în această seară că ai avut un leu cu care ai luptat, ai avut cel puțin un leu care te-a învins. Este seara în care Domnul Isus Hristos, prin sângele lui vărsat la calvar, are putere de eliberare. Nu există leu atât de fiorător, atât de groaznic, atât de fioros, încât să nu-l poată nu doar îmblânzi, ci să-l omoare sângele lui Isus Hristos, păcatul din viața ta. Păcatul tău poate fi iertat în sângele vărsat la calvar este seara eliberării tale. Simt în această seară cum se vor rupe lanțuri prin credință. Simt cum dependența ale păcatului vor fi rupte și poate că ai stat online și n-ai vrut să fii în această seară și urmărești acest mesaj și simți acolo în camera ta prezența Domnului. Domnul e gata să te elibereze și pe tine. Oriunde ești, aici fizic sau online, dacă recunoști în această seară că ai avut un leu sau poate mai mulți, Că ai o luptă pe care nu o poți birui, că ai un dușman spiritual care te atacă de multă vreme și vrei să ne rugăm împreună cu biserica pentru tine. Nu să te chem în față, ci o să te rog frumos să ridici o mână dreaptă sus în fața lui Dumnezeu. Să spui, Doamne, și eu am avut un leu, și eu am avut un leu. Uite-te, Doamne, la mâinile care s-au ridicat, Doamne. Uite-te, Doamne, la tine și nu numai care au ridicat o mână și au spus și am avut un leu. Dacă mai sunt și alții, mâna în sus, vă rog, în numele lui Isus Hristos. Recunoașteți, în primul rând, și identificați leola cu care ați luptat și care v-a învins, care v-a pus nasul în țărână, în fruntea anii v va distrus viitorul, va atacat ființa, va, va afectat pe dumneavoastră, pe cineva din familia dumneavoastră. Sim puterea lui Dumnezeu cum trece dintre rânduri. Rog fafre ca Duhului Sfânt să taie, să taie legăturile din viața ta. Tu nu poți, tu nu reușești, poate ești doar încă sub ghearele leului, să te zmulgă mâna lui Dumnezeu. Cum smulgea David oaia care era în gura leului, să te zmulgă Domnul Iisus Hristos în această seară, să te zmulgă, să te elibereze, să te panseze El, să rezolve rănile tale, să cicatrizezi rănile tale, Se pune balsam pe rănile tale. Poate ești ca acel căzut între tâlhare și ai căzut și ești jos și nu mai ai perspective și nu mai ai viitor. Și oamenii nu garantează pentru viitorul tău, pentru viața ta. Are cineva această garanție care ți -o oferă. El este Domnul Isus Hristos. El pune bază pe viața ta. El pune pres pe sufletul tău. El nu te aruncă la coșul istoriei. El are nevoie de tine. Bret Caradi Valas! De dependența ta te poate elibera sângele lui Isus Hristos. Dacă mai sunt și alții care Cunosc în această seară că au avut lei care i-au învins. Mâna sus, vă rog, mâna dreaptă sus, să te atingă Domnul, să te elibereze Domnul, să te scoată Domnul din starea aceea. Domnul să te atingă, mi-a zis Domnul că nu scapi în seara asta fără să te predai Domnului. Aleluia lui Hristos. Glorie Domnului, glorie Domnului! Este prezent Domnul în locul acesta, este prezent Domnul să aducă eliberare, este prezent Domnul să aducă descătușare, să se rupă lanțuri în seara aceasta. Să se desfacă cătușa ale păcatului. Nu mai sta în păcatele tale, nu mai sta blocat în starea în care te afli. Ridică-te în numele Lui Isus. Ridică-te numele Lui Isus. Recunoaște-ți vina, stai înaintea Domnului și dă detalii despre păcatul tău. Și zi, Doamne, eliberează-mă și pentru asta. Ridică-mă și pentru asta, transformă-mă și pentru asta. Fă un semn cu mâna ta și pentru domeniul asta. Doamne, nu pot acolo, sunt vulnerabil dincolo. Doamne, m-am vins satana în domeniul cu tare. Strigă către Domnul în această seară. Plinge în prezența Domnului, nu te grăbi la rugăciune, strigă după puterea lui Dumnezeu, Domnul e prezent aici să te elibereze. Fie că ești fizic cu noi sau online, să simți puterea lui Dumnezeu, să simți cum păcatul e distrus din viața ta, e smuls afară. Dacă nu ești botezat în apă, cum intri în această relație reală cu Domnul Isus Hristos, ne rugăm Duhului Sfânt să nască din nou în această seară, să nască din nou vieți, yes! să îmbrace pe oameni haine ale mântuirii, haina ale salvării, haina ale liberării, cine și-a pătat haina mântuirii care a fost pe el, de mai mult timp sau de mai puțin timp, Domnul să o în seara asta, să simți liberarea de la calvar, să simți puterea Domnului, e brit ca aias, să te elibereze Domnul de dependențe, să simți puterea lui Dumnezeu care te pune din nou în stare potrivită cu voia Domnului, să-ți vin fire ca să si fiul risipitor și să zici, Doamne, nu mai rămân la porci, la roșcove, la zdreni, la păcat, la gânduri, vreau să mă întorc la Tată, te așteaptă Dumnezeu, te așteaptă Dumnezeu cu brațele deschise. O să intrăm în rugăciunea asta, vreau să nu vă grăbiți. Fiecare să i permită Domnului să l îmbrățișeze, să strige după mila lui Dumnezeu, să zică: Doamne, ai milă și de mine, ai milă și de viața mea, ai milă și de sufletul meu. Intrăm cu toți în rugăciunea aceasta de mărturisire și Domnul e prezent aici să ne elibereze. Aleluia!